găsit tuturor la horoscopul anului 2022. Cel mai important mesaj pentru săgetător, pentru anul 2022. Fă ceea ce crezi că este corect, dar respectă întotdeauna regulile. Iar cea mai mare oportunitate pentru săgetător în 2022 este dezvoltarea oricăror talente pe care le ai. Îți va aduce beneficii enorme. Săgetătorul este nebun uneori, dar știe să se concentreze asupra obiectivelor sale. În ultimii ani ai reușit foarte bine. Se întâmplau multe, dar nu ai renunțat și ai depășit mai multe obstacole. Cu toate acestea, în anul pașnic 2022 nu va trebui să suferi atât de mult. În schimb, te vei odihni și te vei gândi la câteva lucruri. Este în primul rând o perioadă de recuperare pentru tine. În loc să iei angajamente semnificative, în 2022 ar trebui să începi să îți pregătești planuri pentru viitor. Desigur, nu este vorba de a nu face nimic, dar este mai bine să nu te implici în proiecte mari pentru moment. Nu te lăsa să faci nimic cu forța. Dacă simți că ceva depășește capacitatea ta, ar fi bine să te reții, deoarece eșecul ar putea fi dezastruos. Prognoza astrologică în general pentru săgetător este favorabilă. Dificultățile din anii anteriori vor dispărea și multe lucruri vor decurge fără probleme. Cu toate acestea, cu condiția ca să nu exagerezi cu ambițiile tale. După cum am menționat, ar trebui să te gândești mai degrabă decât să acționezi. Este timpul perfect pentru organizarea muncii altora și pregătirea strategiilor de acțiune pe termen lung. Chiar și în probleme de dragoste, vei beneficia foarte mult de o planificare solidă, deși nu te vei plânge de nefericire în acest domeniu. În 2022 îți poți dezvolta cu succes abilitățile artistice. Te vei simți inspirat și motivat să creezi lucruri la care ai visat doar înainte. Nu din cauza lipsei de pricepere, ci din cauza timpului și a entuziasmului. Vei avea chef să-ți realizezi fanteziile artistice, ceea ce poate duce la creații destul de interesante. Merită să acorzi o atenție deosebită artei, deoarece ai multe de oferit în acest domeniu. Talentele tale se vor dezvolta cu adevărat dacă nu îți neglijezi propria dezvoltare. Văzând progresul, vei avea din ce în ce mai multă motivație și entuziasm pentru a crea lucruri frumoase. Uneori te poți dovedi un pic excentric, dar vei fi într-o dispoziție foarte bună. În 2022 trebuie să-ți amintești să nu te lași pe lauri după primele mici succese. Ar trebui să mergi pe calea pe care ai ales-o și cu siguranță vei ajunge departe. Este adevărat că va dura mult timp și rezultatele finale nu vor fi vizibile până în viitor, dar merită să ai răbdare și vei afla despre asta mai devreme sau mai târziu. Nu este mult timp pentru a fi fericit. Zilele trec repede, viața e scurtă, ne scriem visele în cartea viitorului nostru și o mână invizibilă le distruge. Atunci nu avem de ales. Dacă nu suntem fericiți azi, cum putem fi fericiți mâine? Acesta este marele secret al vieții. Capacitatea de a fi fericit aici și acum. În loc să visezi la un viitor luminos, în loc să te plângi de soarta ta și să aștepți în permanență un moment mai bun. Adevărul este că cel mai bun moment este chiar acum. Chiar dacă săgetătorul nu experimentează nimic extraordinar în 2022, asta nu înseamnă că nu poate fi fericit. Merită să ne dăm seama că adevărata fericire nu ar trebui să depindă de evenimentele sau realizările din lumea exterioară. Fericirea vine din interiorul unei persoane și poate fi obținută oricând. În 2022, săgetătorul care se află într-o relație stabilă nu se va plânge de plictiseală, dar de asemenea nu va experimenta emoții mari. Va fi destul de normal, ca să nu spun mediu,
Cu toate acestea, nu este nimic în neregulă cu asta. Acum ai ocazia să consolidezi legăturile dintre tine și persoana iubită, iar aceasta este o etapă extrem de importantă, deși nu la fel de incitantă ca în primele momente de îndrăgostire. Acum merită să te concentrezi pe descoperirea reciprocă. Cu siguranță există încă multe lucruri pe care nu le știi despre o persoană dragă. În 2022 vei avea mult timp și ocazie să înveți cele mai mari secrete ascunse în sufletul persoanei care i-ai încredințat inima. Învață să citești printre rânduri. Uneori, acesta este singurul mod de a ști ce este cu adevărat important. O perioadă de timp, săgetătorul nu a avut noroc în dragoste. Din această cauză, ai devenit convins că era ceva în neregulă cu tine. Desigur, aceasta este o impresie complet greșită. Simplul fapt este că nu ai avut ocazia să cunoști persoana potrivită în ultima vreme. Dar acest lucru se va schimba în 2022. Dacă ești încă singur, este sigur că vei întâlni pe cineva special, dar dacă te uiți cu atenție în jur, ai șansa de a întâlni un suflet vechi adevărat. În familia ta va fi destul de liniștit. După câțiva ani de haos, în sfârșit, a sosit timpul pentru echilibru și legătură. În trecut era diferit între membrii familiei, dar în 2022 relațiile reciproce vor începe să se normalizeze. Vei dori să faci ceva neobișnuit și să încerci să-ți convingi familia să o facă. Vei gândi că o excursie comună nebună poate întări foarte mult legăturile, dar, din păcate, nimeni nu va fi încântat de ideea ta și te va întrista foarte mult. Din fericire, se va dovedi că nu sunt necesare idei excentrice pentru a apropia familia. Viața obișnuită de zi cu zi este mai mult decât suficientă și nu este nevoie să îi forțezi pe cei dragi să facă lucruri pe care nu vor să le facă. În 2022, săgetătorul va fi foarte bun la îndeplinirea sarcinilor sale profesionale. Vei avea un succes extrem în îndeplinirea sarcinilor tale, care nu vor scăpa atenției superiorilor tăi. Văzând cât de mult încerci, te vor recompensa în consecință. Sârguința ta va inspira și alți angajați ai companiei care vor începe să acorde o atenție sporită muncilor. Încearcă să îți controlezi comportamentul, cel puțin suficient pentru ca oamenii să aibă încredere în tine. Și fii exact persoana care vrei să fii, nu ceea ce așteaptă ceilalți. Doar așa te poți îndeplini cu adevărat profesional. Dar în 2022 vei fi foarte mulțumit de ceea ce se întâmplă în jurul tău. Proiectele pe care le întreprinzi vor fi pe drumul cel bun și nu există niciun indiciu că ceva ar putea merge prost. Cu toate acestea, vei începe să introduci îmbunătățiri suplimentare în structura și procedurile companiei. Ca urmare a acțiunilor tale, locul de muncă va suferi o metamorfoză semnificativă. Modificările inițiate sau făcute de tine vor duce la deschiderea către noi piețe și îmbunătățirea poziției companiei. O concentrare prea mare pe câștigare de bani îți poate distrage atenția de la cele mai importante obiective ale tale din carieră. Oricum, succesele la locul de muncă îți vor aduce mai mulți bani. Aceasta este o veste minunată pentru tine, deoarece, în anii anteriori, nu a fost ușor în acest sens. Acum, din fericire, vei simți un flux de numerar semnificativ și te vei putea relaxa mental, dar nu te juca cu soarta, făcând investiții prea riscante. În 2022, nu ai nevoie să economisești mult. Poți investi sau cheltui o parte din banii tăi în divertisment, fără teamă. Nimic nu stă în calea răsfățării tale. Nu trebuie să-ți fie frică să cheltui bani pentru ceea ce îți place, atâta timp cât îți verifici regulat finanțele și nimic nu te amenință. Sănătatea săgetătorului în 2022 va fi în regulă.
Nu ești amenințat de probleme grave, deși cu siguranță te vei expune la epuizare. Uneori nu ai reținere în munca ta și în îndeplinirea altor îndatoriri. Atunci corpul tău nu poate ține pasul cu ritmul și renunță. Un săgetător ar trebui să-și amintească despre cantitatea potrivită de odihnă. Relaxarea este unul dintre cele mai importante lucruri din punct de vedere al sănătății, iar indiferența față de afecțiunile minore se poate încheia cu o vizită la spital. A doua problemă importantă este un stil de viață sănătos. Dar oricum, natura ta este mișcarea, gândirea pozitivă și multe tehnici naturale de a avea grijă de tine. Îți place mâncarea sănătoasă și sportul, așa că e bine că acestea nu vor lipsi niciodată în viața ta. Numai că anul acesta trebuie să ai grijă de mușchi și de articulații, deoarece se pot răni cu ușurință. Iată și sfatul anului 2022. Mergi cu îndrăzneală. Nu trebuie să-ți fie frică de nimic, deoarece în 2022 ești complet în siguranță.